Salutare, prieteni, sunt Victor Izescu de la Paytech Ungroș și vă transmit de la standul LG de la Mobile World Congress 2013 câteva informații despre noul LG Optimus L2. Practic, acest terminal va înlocui vechiul LG Optimus 7. Este un terminal mid-range cu un procesor dual-core la 1 GHz fabricat de Qualcomm, 1 GB de RAM și 8 GB memorie internă. Camera este o cameră de 8 megapixeli cu LED flash care se mișcă destul de repede. După cum putem vedea, focalizează și realizează și fotografia. Un aspect destul de important este va fi bateria de 2460 mAh, care mai mult ca sigur va oferi o autonomie poate chiar peste o zi, o zi jumate de lucru. Telefonul se mișcă bine, are designul specific seriei Optimus, ușor pătrățos, materialele, plasticul folosit este de bună calitate, pe spate avem un plastic texturat care mai mult ca sigur va îmbunătăți și gripul. Dimensiunea este una acceptabilă, avem un display de 4,3 inci IPS, dar cu o rezoluție de 800x480, deci nu putem să vorbim de imagini foarte clare, dar totuși pentru un telefon mid-range care este așteptat să ajungă în jurul la 1000 și ceva de lei, se încadrează în specificațiile actuale. Vine cu Android 4.1.2, peste care LG și-a instalat interfața proprie, arată și se mișcă destul de bine, nu prezintă laguri și practic va oferi cam tot ceea ce aveți nevoie să folosiți în utilizarea de zi cu zi. Bineînțeles, dacă nu sunteți neapărat un power user, asta și pentru că vorbim, după cum am spus, de un smartphone mid-range. Acesta a fost LG Optimus L7 II. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.